Călătoria sau aventura pe care să o experimentezi pentru a te dezvolta. În ce călătorie să pornești sau ce aventură să iei în piept pentru a te dezvolta? Întoarce spatele sensibilității tale excesive. Sensibilitatea ta te poate ajuta și te-a și ajutat de-a lungul timpului. Însă a venit momentul să pornești într-o călătorie în care să fii tare ca piatră. În loc să fii sensibil sau sensibilă ca prințesa din imagine, personajul din imagine și pe care și un bob de mazăre amărât adăugat între 12 perne, ea nu doar că l-a simțit, dar a afectat-o. A afectat-o negativ. Un amărât de bob de mazăre. Adăugat sub 12 perne. Confortul celor 12 perne nu a fost de ajuns. Pentru sensibilitatea exacerbată a acestui personaj. Pentru că dacă a fost adăugat și un bob de mazăre amărât, pe sărmana ființă a început să o doară spatele. N-am mai putut să doarmă bine. Pornește în călătoria în care un bob de mazăre și chiar și mai mult, poate chiar și lipsa unora dintre pernele de susținere, nu te vor afecta. Nu vei permite să fii afectat sau afectată de ceva ce ar putea lipsi, de ceva ce ar putea crea disconfort. Pornește în călătoria în care folosești starea de disconfort temporar pentru a te impulsiona, pentru a te motiva să cauți confortul. Să te gândești, ok, acest lucru îmi creează disconfort. Cum anume ar trebui să fie lucrurile ca să mă simt confortabil? Și mergi pe calea aceea. Vedem și mesajul numărul 14. Printre voi, persoane care aveți o legătură specială cu numărul 14, minunat! Mesajele acestea vă vor ajuta. Mesajul este așa. Fă și tu ce a făcut prințul meu și nu te îndrepta sau nu accepta niciodată ceva mai puțin decât perfect. Să fii pe planul 2, să fii pe locul 2, să nu fii o prioritate. Caută mereu ce este cel mai bine pentru tine. Nu lăsa pe nimeni să te convingă că dorința ta este imposibilă și că nu se poate materializa. Ai întotdeauna, păstrează o claritate asupra ceea ce îți dorești și ai în vedere ceea ce îți dorești tu. Curând, exact lucrul pe care îl cauți va apărea. Exact atât de perfect precum ai sperat tu și va câștiga, va trece toate testele cu ușurință. Așadar, continuă să te îndrepți către ce este
cel mai bine pentru tine. Vă mulțumesc că m-au urmărit, vă doresc numai bine! Mua!